Degeaba putem să dăm bani cu sacul. Dacă nu avem cui da, ce ne facem? Există linii de gardă și în orașele mai mici. Toți medicii, toți rezidenții, după ce termină și intră la specialitate, toți vor în orașele mari, toți vor în centre universitare. Ce ne facem cu Băneasa, cu Măcin, cu orașele mici? Unde ne ducem bolnavii? Știți că în seara asta este de gardă un pediatru la spitalul din Măcin? Ce să știe pediatrul acela când vine o bătrână cu un infarct? Vă spun eu, moare și nu are cine acorda ajutor. Degeaba le dăm bani, degeaba dăm bani numai medicilor. Medicii nu fac garda singuri, au asistente care le ajută și acelea sunt la fel de obosite ca și ei. Știți cât de frustrant este când auzi ca și asistentă medicală că medicul ia un sac de bani și tu pleci cu gaura de la covric? Este extraordinar de frustrant. Vă rog frumos, când faceți legi, băgați în ecuație pe toți cei care lucrează în medicină. În medicină nu înseamnă numai medici. Medicul merită recompensat cu vârf și îndesat, dar vă rog încă o dată, țineți cont de toată lumea. Mulțumesc!